A început bine, a fost 2-0, dintr-o dată s-au schimbat lucrurile. A început ea să joace mai agresiv. Da, am început foarte bine meciul. Am jucat un game foarte prost la 2-0. Am greșit niște mingi ușoare și după aceea am dat și dublă greșeală. Cred că a reintrat în meci în momentul acela și parcă a dat numai linii, numai nețuri. Un pic m-au demoralizat aceste lucruri în setul 2, dar meritul ei, a jucat un tenis foarte bun astăzi. Față de celelalte partide, nu știu, poate loviturile tale defensive au fost mai scurte, nu au fost atât de aproape de linia de fund. Posibil, nu spun că am jucat la nivelul meu maxim, dar și ea a jucat bine, poate din cauza aceasta n-am reușit să-mi fac eu jocul. Aș fi putut să schimb niște lucruri în timpul meciului, a venit și Darren, mi-a spus, dar nu am fost capabilă de acest lucru astăzi. Am încercat, dar nu a mers. Data viitoare va fi mai bine, cu siguranță.